Fluctuația temperaturii și schimbarea radicală a vremii sunt cauzele principale care au condus la numeroase îmbolnăviri. Cei mai predispuși sunt copiii, spun medicii, care ies la joacă și transpiră. Mulți dintre micuți au ajuns la spital și au rămas în grija medicilor pentru investigații medicale amănunțite și tratament. Întotdeauna, în perioadele mai reci, numărul pacienților ce se prezintă la secția de pediatrie crește exponențial în funcție de temperaturile de afară. Și de această dată, într-adevăr, în această perioadă avem un număr ceva mai mare de pacienți, tocmai datorită temperaturilor care au fost mai scăzute și pacienții sunt cu viroze internați în secția de pediatrie, dar nu este niciun pacient care să prezinte tulburări mai grave sau care să pună semne de întrebare. Medicii specialiști recomandă părinților să aibă grijă cum îi îmbracă pe copii, să aibă o alimentație bazată pe vitamine și să evite aglomerația, având în vedere că cei mai mulți pacienți internați au fost diagnosticați cu pneumonie.